Starea de sănătate a moldoveanului, care a fost rănit vineri în urma prăbușirii unei clădiri din orașul Antwerp, Belgia, este stabilă. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, bărbatul a fost transferat din reanimare în staționar. Între timp, autoritățile belgiene susțin că una dintre cauzele tragediei în care și-au pierdut viața 5 oameni, printre care 2 moldoveni, ar fi o eroare de construcție. Școala urma să se deschidă în septembrie. Potrivit primarului orașului, clădirea era aproape gata și a fost inspectată de oficiali cu 3 ore înainte de dezastru. Dacă ipoteza unei erori de construcție va fi confirmată, clădirea va fi demolată.